Paris, 1990. 21, Rue de l'Odéon, cartierul Latin. Un aparat de filmat pătrunde în spațiul acesta uimitor de modest, în care s-a născut una dintre cele mai tulburătoare opere ale secolului. Autorul ei, un Nietzsche contemporan trecut pe la școala moraliștilor francezi, a fost pe rând considerat scepticul de serviciu al unei lumii în declin, nihilistul veacului, the king of pessimists, procurorul specii umane în procesul interminabil care s-a deschis între om, Dumnezeu și lume. El însuși, la 20 de ani, se recomanda drept specialist în problema morții, iar spre sfârșitul vieții, ca un străin pentru poliție, metecul prin excelență, pentru Dumnezeu și pentru sine însuși. A cerut să îi se financeze insomniile, obligându-se în schimb să ne destrame orice iluzie și să păstreze pentru noi nealterată memoria neantului. Să nu ne lăsăm înșelați. Istoria otrăvită a sfârșitului nostru de mileniu s-a petrecut în afara acestei mansarde. Dar abia aici, în paginile scrise între acești pereți umili, ea a căpătat prestanța parfumului și a devenit conștiința nefericirii noastre. Destinul. Destinul meu este terminat, înțelegi, Doamne feriu. Eu am luat tot aia acum un an sau mai mult să nu mai scriu. Fiindcă cu tărăia asta e și o bază pească fiziologică, dacă să spun acum. Am simțit că ceva s-a schimbat în mine. În ce sens? Ceva s-a... S-a spart. Și cum scriitor în special în Franța, toți până la moarte scriu. Nu are niciun sens pentru ce să multiplici cărțile. Toți scriitorii au scris prea mult. Și cazul dumneavoastră? Și al meu, și mari scriitori, când au scris Shakespeare a exagerat. Toți au scris, înțelegi? Și eu, formula care am dat-o, am spus așa, am formulat-o, m-am plictisit să calomniez universul. Și nu mă interesează. Dar cum ați putut scrie pe aceeași temă peste 15 volume? Păi nu, este o chestie de obsesie. Opera mea, deși cuvântul ăsta vine să vomitez, eu am scris toate cărțile mele din rațiune medicale, cum se spune. Da. Terapeutice. A scris mereu aceeași carte. Aceeași obsesie. Tema inutilității și a morții. Toate celelalte probleme nu au nicio importanță. Însă am observat că pentru mine reprezintă o eliberare, încât pentru mine realmente am scris din necesitate, adică pentru mine este terapeutică și literatura n-a fost decât un pretext și filozofia. Acum sunteți vindecat? Nu sunt vindecat, sunt obosit. Cum poate să ajute o operă care pledează pentru inutilitate, pentru nonsens? Te ajută că formulează chestii care ceilalți le simt. Adică le dau, au conștiința, realmente, știi, adică s-au regăsit. A fixa disperarea nu este o formă de a o face să funcționeze mai coerent? Tot ce-i formulat
este, devine mai tolerabil. Înțelegi? Expresia e, asta e medicamentul. Ce sens are în definitivă să te duci să spui unui preot că ai făcut chestia cu tare? Este eliberare. Adică tot ce este formulat este ca intensitate degradat. Dar asta este terapeutică, sensul terapeutic. Realmente, stările depresive care le-am petrecut în viață, puteau să mă duc la nebunie sau la ratare complet, faptul că le-am formulat, au avut, trebuie să spun, o eficacitate remarcabilă. Eu, dacă nu scriam, sunt convins că s-ar torne mar, cum spuneți, s-ar sfârșeau prost toată chestia. Încât am scris câte cărți, am scris 8 sau nu, am scris 5 în românește și 8 sau 9 în franceză. Și pentru mine, adică s-a sufi cum s-a cum spun francezii, știi, zic că adică am citat să scriu fiindcă ceva s-a schimbat în mine, adică este o diminuare. Adică în formă de ca intensitate, ceea ce e important este intensitatea unei emoții, unui sentiment, și când am început să observ la mine un fel de oboseală sau nu știu ce, dezgust, dezgust de expresie, știu cum înțelegi. Și nu mai cred în cuvinte, nu mai am niciun rest. Și după acest spectacol literaturii la Paris, toată lumea scrie dimineața până seara și nimeni nu se oprește. A nega, cum am făcut toată viața mea, am negat. Am ajuns la un fel de oboseală și de chestia asta. Nu mă interesează. Adică la aspectul meu de luptător, deci, se vând după de negație ca un fel de eliberare, nu mă interesează. Înțelegi? Nu am nevoie. Este un fenomen realmente de oboseală. Oboseala asta aduce cu ea o împăcare cu lucrurile? Nu, o diminuare. Am avut în toată viața mea o pretenție extraordinar de a fi omul cel mai lucid care l-am cunoscut. O formă de megalomanie, e adevărat că toată viața mea am sentimentul că toți oamenii trăiesc în iluzie, cu excepția mea. Și realmente am avut convingerea asta profundă. Toți n-au perceput nimic, n-au avut. Însă nu e o formă de dispreț, însă sentimentul care l-am avut că toată lumea se înșală, toată lumea e naivă, toată lumea nu știu ce, înțelegi? Și eu mă acordam, cum se spune, șansa, sau mare șansa, cum vreți, de a nu mă înșela, de a nu participa la nimic. Și jucând numai un fel de comedie pentru alții, însă fără a participa la această comedie. Considerați că ați avut dreptate acum la sfârșit. Absolut. Născut în 1911 în România, Cioran sosește la Paris în 1937, după ce lăsase culturii române 5 cărți. Are 26 de ani. Debutează 12 ani mai târziu, în 1949, la editura Gallimard. Titlul cărții, devenită între timp piesa clasică a nihilismului secolului 20, este Tratat de descompunere. Critica reacționează prompt. Iată-l deci pe cel ce l-așteptam, profetul vremurilor concentraționare și al suicidului colectiv, cel căruia toți filozofii neantului și absurdului îi pregăteau venirea, adevăratul aducător al relei vestiri. Să-l salutăm și să-l privim mai de aproape. El va depune mărturie
pentru epoca noastră. Cărțile care, începând din 1949, îi apar la Gallimard din 4 în 4 ani, fiind apoi traduse în Germania, Anglia, Spania, Italia, Statele Unite și Japonia, câte vreme nu ajung să fie difuzate în colecții de buzunar, au tiraje restrânse, care nu depășesc 2-3 mii de exemplare. Premiile literare care au fost decernate, Rivarol, Sainte-Beuve, Combat, Nimie, uneori substanțiale, sunt, cu excepția primului, rând pe rând refuzate. Nu pot scrie o carte precum Neajunsul de a te fi născut și apoi să încasezi un premiu literar. Când în 1977 refuză premiul Roger Nimie, a trebuit pentru ansamblul operei sale, Cioran îi scrie fratelui său: toată presa de aici vorbește de faptul că am refuzat un premiu literar, după părerea mea, lipsit de orice importanță. Însă unii nu înțeleg că se poate renunța la 10.000 de franci. De multă vreme am luat hotărârea să nu accept nicio distincție de felul acesta. În 1987, Figaro Magazine îl prezintă pe Cioran ca pe cel mai clandestin dintre filozofi, ca pe celebrul necunoscut. În Germania este numit Ein Geheimtyp für Kenner, un tip secret pentru cunoscători, și întrucât refuză în genere interviurile și orice apariție la televiziune, publicul francez nu știe despre el mai mult decât se poate afla de pe coperta a patra a cărților sale. Am fost dezgustat de spectacolul premiilor la Paris, faptul că toți scriitorii se făceau imposibil ca să aibă premii sau mai știu ce. Și mi-am dat seama că ori accept toate premiile, ori niciun. Că m-a acceptat la început un premiu de nimic, pentru că era o sumă ridicolă. Premiul Rivarol. Bine, asta nu puteam să refuz. Era premiul pentru... Că era prima carte și după aceea erau cei mai mari scritori cum se spune, în comitetul de lectură. Toți bătrâni, mai știu ce, un complet necunoscut. Refuzul meu n-avea niciun sens. Niciun sens, o brăznicie, vă zicem. Și premiul era insignificant, fără importanță. Însă, după aia, când am cunoscut mai bine viața literară în Franța, am spus eu și e un lucru profund neplăcut și compromițător pentru mine personal. Renunț la toate premiile care mi se dă și trebuie să mărturisesc că mi s-au oferit premii colosal de importante financiarment. Spuneți-mi, asta nu e o formă de publicitate inversă? Nu, fiindcă... Refuzul nu produce rumoare? Eu am luat hotărârea de mult, în momentul în care am necunoscut. Eu nu puteam să... era imposibil și chiar... E imposibil să zic, acum primesc sau schimb, era hotărârea veche, eu nu accept pe... Din același motiv n-ați acceptat nici interviuri, nici apariții la televiziune? Da. Sunteți considerat cel mai retractil autor de pe scena pariziană. Păi nu, dar ascultă, când treci la Paris și vezi spectacolul vieții literare, trebuie să iei o hotărâre, știi, ori faci totul cu ceva celălalt, ori nimic, înțelegi? Dar nu trebuie să vă asumați și latura exterioară a operei dumneavoastră, orice operă e legată de public, orice public înseamnă publicitate. Fiecare scriitor are destinul lui. Eu nu vreau direct să mă amestec în chestia asta. Deci, este o hotărâre împotriva vieții literare din Franța. Orgoliul unui om născut într-o cultură mică este întotdeauna rănit. Aceste cuvinte pe care Cioran le-a scris într-una din cărțile tinereții sale pot să ne dea cheia, dacă nu a operei sale franceze, măcar a personajului care a însoțit-o din umbră. Căci a rămâne în umbră,
în timp ce semnele existenței tale pătrund în lume, o provoacă, obiciuiesc și îi fură iluziile, este marca statornică a orgoliului rănit. Lumea termină prin a-și da seama că existi. Dar tocmai în clipa în care, în pornirea de masochism care îl definește, publicul vrea să-l vadă și să-l aclame pe cel care i-a furnizat voluptatea torturilor stilizate, autorul lor se retrage mai adânc în spatele cărților sale, a acestor comploturi pregătite cu minuție și face din tăcerea sa, din modestia aceasta jucată, simultan pedeapsă, dispreț și răzbunare. Dar poate că orice orgoliu rănit, care termină prin a-l așeza pe autor în spațiul unui mister, este o binefacere pentru operă, căci orice operă mare trebuie să semene cu un templu în care zeul nu e niciodată prezent, ci doar presimțit și bănuit. Absența, penumbra, enigmaticul au întotdeauna avantajul de a nu dezamăgi. Această știință a nedezamăgirii, a rezistenței la modele culturale, a fost poate, alături de o operă magnifică, cealaltă mare reușită a lui Cioran. Să încercăm să pătrundem în această lume a penumbrei, care este viața lui Emil Cioran. Ascuns într-una dintre mansardele pământului, Cioran se cere căutat și descoperit. Dar pentru cititorul occidental, curiozitatea și indiscreția nu au trecut niciodată dincolo de limitele cartierului latin. Cioran este într-o asemenea măsură un autor francez, încât gândul că ar fi trăit o altă viață, în alt colț al Europei și că ar fi scris în altă limbă 5 volume, este pentru cei mai mulți de-a dreptul neverosimil. Viața lui Cioran se ascunde în felul acesta încă o dată, învăluind în mister tocmai vârstele în care obsesiile sale au prins corp și au articulat întreaga operă din adânc, copilăria și tinerețea. Copilăria mea a fost paradisul. Realmente. S-a născut într-un sat românesc de oieri și pădurari, rășinari, așezat în Transilvania, pământul de dincolo de păduri, care pentru un occidental nu e altceva decât legendara țara lui Dracula. Acest blestemat, acest splendid rășinar, cum îl numește Cioran, a cărui imagine l-a urmărit fără încetare ca loc ce eliberează și cheamă apoi către sine, pentru a strânge la oaltă întreaga viață, este una dintre cele mai vechi așezări românești din Ardeal. Un document din 1488, apoi mărturii de proveniență săsească, împing originea satului până la regele hunilor, Atila, și în orice caz, mult înainte de sosirea sașilor în Ardeal și de întemeierea, în a doua jumătate a secolului al XIII-lea, a cetății lui Herman, Hermannstadt, Sibiul. Până către sfârșitul secolului al XIV-lea, satul acesta de graniță, așezat la 10 km de Sibiu, trece în mai multe rânduri de sub ascultarea regilor unguri, în aceea voievozilor români, pentru a rămâne apoi, vreme de secole, sub stăpânire ungurească, până când, în 1918, după pacea de la Trianon, Transilvania se desprinde din Imperiul Austro-Ungar și se alătură Moldovei și Muntenii pentru a da naștere, la oaltă, regatului României Mari. Timpul petrecut în Rășinari până la vârsta de 10 ani, când va pleca la Sibiu pentru a urma liceul, s-a înscris în mintea lui Cioran ca imagine a paradisului terestru, restul vieții fiind înregistrat ca abatere constantă de la un moment al desăvârșirii. N-a mai existat nici măcar o singură clipă în care să nu fi fost conștient că mă aflu în afara paradisului.
are câteva repere ferme. Mai întâi, ulița Copilăriei, care începea pe mâna dreaptă, chiar cu casa Cioranilor, latura cu ferestrele celor trei camere, răspunzând spre strada mare și spre râul caselor. Peste drum de poarta prinsă într-un gard masiv de zid, care închidea orice acces la priveliștea curții interioare, se află treptele ce conduc la intrarea în fosta Biserică Unită. Din clopotnița aflată în turnul bisericii, care deschide și străjuiește partea stângă a uliței, privirea cade în curtea casei, iar în zare, dincolo de marginea satului, se oprește în terenul povârnit, acoperit de pășuni și pe alocuri împădurit, spațiu de joacă mereu râvnit, evocat fără încetare de-a lungul vieții, faimoasa coasta Boacii. Peisajul e chestie capitală. Când stai, cum am trăit eu, în munte, cum să spun așa, restul pare o mediocritate fără pereche, mai știu ce, este poezia primitivă, cum să spun eu. Însă trebuie să mă atorcesc că pentru mine coasta Boacila era o chestie absolut capitală, că mergeam acolo și dominam satul. Fratele meu, după mulți ani de Paris, evoca cu nesfârșită admirație a cua bona voarchite coasta Boacii. La ce bun am părăsit coasta Boacii. La ce bun am părăsit paradisul. Lângă cimitirul din deal, învecinat cu primele morminte, familia avea o livadă în care vara copilul Cioran mergea în fiecare zi. De câte ori nu am ținut tovărășie groparului? Nu vă puteți imagina în ce măsură au rămas în memoria mea toate aceste imagini. Între ele și mine s-a interpus, fără să le șteargă de fel, o perioadă imbecilă pe care ți-e rușine că ai trăit-o. În toate scrisorile pe care le scriați prietenilor din copilărie, revin mereu câteva lucruri, progradia, grădina de lângă cimitir, biserica, au o semnificație aparte? Da, în special cimitirul. Și eu am prieten cu groparul. I-am prieten cu el, era un om foarte simpatic și știa că pentru mine cea mai mare plăcere este să-mi dea cranii. Când groba pe cineva, mergeam imediat și dacă poate să-mi dea un craniu. De ce aveți o plăcere aparte? Îmi plăcea să fac fotbal, să joc fotbal cu craniu. Și aveam o slăbiciune pentru că și făcea o altă plăcere să văd cum scoate, cum înțeleg și... E o chestie morbidă sau era o chestie inconștient infantilă? Că amândouă, știu puțin, din amândouă, în special ea, pentru mine, făcea o plăcere să fotbal, că tam, cum vreau, înțelegi, îl vedeam în aer și după aceea mă precipitam să-l iau, înțelegi, și nu cred că era morbidă, înțelegi, era un fel de sport naiv, un fomne a permis să faci fotbal cu cranii, pentru că dacă... Adică era o chestie care nu era absolut permisă. Am conștient că e ceva anormal. Asta, sigur că da. Adevărul că nu vorbeam la nimeni de chestia asta. Însă, eu nu aveam sentimentul că e un sentiment, cum se spune, morbid de asta. Sigur nu. După aceea, proximitatea cimitirului și mormântările,
Deci, e bun, dar ar fi trebuit ca asta să vă detașeze de problema morții, să vă dea o distanță și nu să devină o temă centrală. Nu. Deci această experiență s-ar fi cuvenit să vă, să vă dea o optică senină asupra problemului sau o ignorare a lui. Nu, că asta era foarte tânăr și chestiile astea, eu aveam elev din școala primară, înțelegi? 7-8 ani. Chiar mai înainte, știi, înțelegi? Și obsesia emoții se nu din spectacolul, probabil că inconștient a jucat mai târziu, însă, cum se spune, obsesia emoții este mai târziu. Este la 16-17 ani, înțelegi, că atunci a început. Și cred că punctul culminant a fost când a scris aia pe cum îi sperare. Îmi spuneați că ați împlinit 21 de ani și sunteți deja specialist în problema. Da, da. Prin mai e fenomenul tardiv, însă nu este exclus că frecventarea cimitirului m-a marcat. Asistam mai mult sau mai puțin la mormântări și trecând pe acolo, înțelege? Și în special bocetele, știi, și urletele, înțelege? toate chestiile astea. Nu puteau să mă lase indiferent. Însă e greu să precizez când am început să transform senzațiile în probleme. În 1921 are loc izgonirea din paradis. Pentru mine, drama, ziua cea mai tristă din viața mea a fost ziua în care tatăl meu m-a dus la Sibiu, la școală. Șoretă. Nu s-a uit niciodată și asta s-a întâmplat în 1920. Sau... Când aveați 10 ani, nu? Nu s-a uit niciodată, am impresia că totul s-a distrus în viața mea, înțelegi? Sunt condamnat la moarte, nu s-a uit niciodată chestia asta. Copilul este instalat în gazdă la Sibiu și înscris la liceul Gheorghe Lazar. În 1924, preotul Emilian Cioran, numit protopop al Sibiului, se mută cu întreaga familie la Sibiu, pe strada Tribunei, la numărul 28. Ce vreau să remarc din viața fratelui meu, un episod, cred că e foarte interesant, care a însemnat o ruptură în viața lui. În spatele meu, unde se vede această intrare, până în clasa 4-a de liceu, exersa în fiecare zi 2-3 ore la vioară. Ca într-o bună zi, se renunțe total și în viața lui n-a mai pus mâna pe vioară. Din clipa asta, de aceea spun că s-a produs o ruptură, a început să citească. Și-a citit toată viața, biblioteci, a devorat biblioteci întregi. La 15 ani, în clasa a 6-a de liceu, începe pentru Cioran perioada lecturilor filozofice.
Soloviov, Lichtenberg, Dostoevski, Schopenhauer, Nietzsche. Cu vremea, lecturile vor deveni o formă de existență. De-a lungul anilor, pentru a scăpa de răspunderile obișnuite, am citit. Am citit de toate, ore și ore în fiecare zi. Nu m-am ales cu nimic deosebit, în afară de faptul că am reușit să-mi dau iluzia unei activități. Puțini au devorat atâtea cărți așa cum am făcut-o eu. În primii ani ai tinereții nu mă seduceau decât bibliotecile și bordelurile. Și mi-aduc aminte că citeam pe Kierkegaard, tot timpul am... Și era un grădinar care a considerat ca un tip dezechilibrat, nu știu ce, și într-o zi spune, dom'le, de ce citești tot timpul, dom'le? Păi zic, îmi place că nu acolo veți găsi un răspuns la ceva. Nu prin cărți, nu prin cărți. Și m-am uitat la el, dom'le, ăsta e un tip care gândește, care își dă seama. Zice, nu trebuie căutat în cărți. Bun, și atunci de ce, dacă ați sezat asta de la început, ați fost unul din cei mai teribili cititori ai secolului? Eu am citit enorm, am citit ca un fel de dezertare. Eu am citit enorm, este adevărat. Este o fugă, înțelegi, cărți în cărți și o și o sete de nu știu de ce, dar este totuși asta, știi, să intru în filozofia altuia, în viziunea altuia, nu știu ce, este un fel de a scăpa de sine, înțelegi? Și probabil sunt alte cauze, nu știu cum. Bun, și de ce n-ați găsit, cum de n-ați căzut în alte variante ale uitării de sine? Cum de n-ați riscat de devenit alcoolic? Sau... Păi... Nu, eu mă îmbătam foarte des. Da, foarte des, pe vremea aia, înțelegi? Eu credeam că o să devin bețiv, credeam, înțelegi? Am pe convins și îmi plăcea să, realmente, starea de inconștiență, știi, și o orgoliu dement al bețivului. Și eu admiram enorm în Rășinar bețivii clasici, care au în fiecare zi beț. Și era... Și vedeam trecând, eu aveam cea mai mare admirație pentru el, cânta și zic, ăsta e singur, toată lumea a plecat la câmp, mai știu ce, și el venea cu violonistul și aveam admirație enormă pentru el, că ăsta e singur tip interesant din tot satul, toată lumea face ceva și el singur se distrează. Datorat, după 2 ani de zile, nu mai avea niciun heller, nimic. Și a avut noroc, a murit. Singurul tip care a priceput, care se da seama. Da, spuneți-mi ceva, când faceți elogiul acestor oameni, acestor scene ale căderii și decăderilor noastre, vi se reproșează că e în asta un teribilism, că e o formă de patele burjoa. Bine, asta... Un mic teribilism adolescentin. Nu. Un tânăr furios, că sunteți un fel de predecesor al tinerilor furioși din anii 50. Bine, asta e, cum se spune, o explicație e cea mai ușoară, știi, de găsit. Însă... Asta corespunde la ceva din mine, știi, adică într-un anumit fel eu am fost foarte nefericit că am avut părinții părinții normali, cum se spune, părinții cum se cade, cum se spune, și nefericiți, în fond. Și îmi aduc aminte, în epoca aia de insomni, și într-o zi, era mama singură acasă, și am avut așa o criză și m-am aruncat de pat și zic, nu mai pot. Și mama mea mi-a răspuns că fată de preot, femeie de preot, dacă aș fi știut, m-aș fi avortat.
Și asta mi-a făcut o plăcere nemaipomenită. Că zic eu sunt un simplu accident, nu mai... Ce să mai fac pe... Ce vă chinuie, propriu zis? Păi faptul ăsta că ia o tensiune nervoasă colosală. La 17 ani, Cioran este un adolescent teribil. Eram asemenea unui demon, chinuit de crize de insomnie și obsedat de problema morții. Mă gândeam la moarte în fiecare clipă. Era o reprezentare obsesională care mă urmărea chiar și în timp ce mâncam. Eu, înainte de a cunoaște insomnia, eram un om aproape normal. Asta a fost o revelație pentru mine, când mi-am pierdut somnul și mi-am dat seama că somnul este un lucru extraordinar și că viața e suportabilă numai din cauza somnului. Prin urmare, dimineața încep o nouă aventură sau aceeași aventură, dar cu întrerupere. Insomnia este o revelație extraordinară, fiindcă suprimă inconștiența, adică petreci 24 de ore pe zi fiind lucid, ceea ce omul e prea slab ca să suporte. Este un fel de act de eroism. Fiecare zi este o luptă pe care o pierzi de la început, fiindcă viața nu e posibilă decât prin uitare. Fiecare seară să uiți și asta face că iluzia e posibilă. Dimineața încep realmente o nouă viață, însă insomnia te obligă să faci experiența conștiinței, lucidității, fără întrerupere. Că ești în conflict cu toată lumea, cu toată lumea care doarme. Și nu poți să te mai consideri ca un om, fiindcă ceilalți trăiesc în inconștiență. Și prima reacțiune care este un sort de orgoliu dement, orgoliul catastrofei, este singurul lucru care îți dă curaj. Fiindcă spui, eu n-am destinul celorlalți. Și sentimentul extraordinar de flatoare, că nu mai faci parte din umanitate. Ești flatat și pedepsit în același timp. Și asta face, după părerea mea, experiența insomniei, o experiență capitală, cu condiția să dureze multă vreme. Când m-am lansat în filozofie, să spun așa, conștiința, când am zbevut sani, spune să la, a fost problema care m-a intrigat cel mai mult pe plan filozofic. Și ideea că conștiința este o fatalitate, Bewusstsein als Verhängnis, asta a fost obsesia mea. Pot să spun că tot interesul meu în filozofie a început cu această interogație și a sfârșit-o. A fost problema esențială. Omul este o ființă care poate care veghează, în fond. Și insomnia este pedeapsa acestui instinct filozofic. Pedeapsa stării de veche. Da. Încât, pentru mine, cine n-a cunoscut drama conștiinței, este un naiv. Și chiar dacă e genial. Adică viața fără uitare, asta la mine este aspectul morbid într-un anumit sens. Conștiința este poate o aventură extraordinară și mai știu ce, însă excesul de conștiință este fatal. Înțelegi? Și asta ai reacțiune foarte complicate. Când sufeream de insomnie, disprețuiam de fază absolut toată lumea, pentru că toți niște animale, nu mai știu ce. Îți permiteau să n-aibă conștiință. Da. Era și invidia și disprețul. Vedea, conștiința în interiorul, este
omul la limită, dus la limită. Tonalitatea afectivă a euului cioranian este de ordin crepuscular. În cetatea transilvană, Sibiul, el se întâlnește cu oboserile amurgului, are revelația apusului și îngenunchează la poalele unei agonii de aur. Soarele este celebrat sub valorile maximei lui incertitudini, când lumina este surprinsă pe pragul propriei dispariții, când e lumină în conjuncție cu moartea, crepuscul. De aceea, tot ce e crepuscular este, pentru acest tip de eu, vital important. Este negativul surprins în pozitivitatea sa, verba epuizării, oboseală cu fast. Eșecul individual, cetatea ostenită, declinul unei națiuni, oboseala unei limbi, epuizarea unei civilizații și a istoriei înseși, sunt toate proiecții ale sufletului crepuscular, care regretă constant că ceva a trebuit totuși să existe. Nimicul era fără îndoială mai comod. Ce greu e să te destrami în ființă. La 17 ani, suntem în 1928, Cioran se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie din București. Anii de facultate sunt dedicați cu precădere lecturilor de filozofie germană. Simmel, Voringer, Wölflin, Kant, Fichte, Hegel, neocantienii, Husserl, dar deopotrivă Bergson și Șestov. Opțiunea lui Cioran la capătul acestor lecturi este limpede. Împotriva tuturor formalismelor, a subtilităților și distincțiilor culturale neangajate existențial, nu are valoare decât scrisul izvorât din tensiunile vieții, din obsesiile organice, din intuițiile singurătății și ale nopții. Filozofia, în străfundurile profunzimii ei, nu era oare vidă? Făcută de oameni fără temperament și fără istorie, ea ignora mizeriile eului. Prestigiul și aroganța ei nu meritau oare abandonate de dragul experienței, a lucrurilor trăite și a nebuniei cotidiene? În generația tinerilor intelectuali români din anii 30, Cioran nu era singurul care avea să constate că sistemul filozofic și viața erau până la urmă ireconciliabile. În rafinata capitală a Balcanilor, care era Bucureștiul antebelic, ideile evadau dintre zidurile universității, ajungeau în saloane și în cafenele, unde prindeau viață și deveneau personaje. Aici putea asista la rătăcirile și la întâmplările lor, la gloria lor, la căderile și la moartea lor. Pentru Paul Morand, care a cunoscut bine Bucureștiul acelei vremi, legendara capșa de pe Calea Victoriei reunea virtuțile cafenelei Florian din Veneția, a cofetăriei Rumpelmayer din Paris și a hotelului Zahăr din Viena. Eu m-am ocupat de un mod de a reface biografia lui Cioran. Și am avut câteva puncte albe în această biografie. Știu foarte puțin despre cum s-a înfiripat relația dumneavoastră cu dânsul. La cafene. Dumneavoastră erați mai... sunteți mai vârstnic decât dânsul. Mai vârstnic și la data aceea practicam un marxism imbecil fără discuție. El era să mișca pe spirala istoriei universale lucid și mă combătea, că era deștept de plezneadă. La Capșa, locul de prestigiu al cozeriei infinite, unde fiecare vorbitor putea deveni vremelnic șeful statului sau al universului, Cioran îi întâlnea pe acei tineri teribili, între care câțiva, Ionesco, Eliade, Benjamin Fondan, Victor Brauner, aveau să marcheze mai târziu, în direcții diferite, cultura Europei. Scurtă vreme după terminarea facultății, Cioran ajunge în Germania ca bursier al fundației Humboldt.
Suntem la Berlin, către sfârșitul anului 1933. Cioran trăiește, în pas cu o parte a intelectualității europene, credința că democrația este un sistem politic definitiv compromis. Hitlerismul, a cărui expansiune o urmărește pe viu la Berlin sau la München, îi apare ca un nou stil de viață, în care cultul iraționalului și exaltarea vitalității sunt elementele hotărătoare. Și cine știe dacă vitalitatea acestui popor nu ne va costa mult, notează el premonitiv în decembrie 1933. Ceea ce mi-a părut tulburător și angajant în hitlerism este un caracter de fatalitate, de inexorabil colectiv, ca și cum toți oamenii ar fi instrumentele unei deveniri demonice, fanatizați până la imbecilitate într-un clar obscur al prezentului. În hitlerism caz. Și așa caz în orice curent de mase cu tendințe dictatoriale. Devine spectatorul transformării unui popor întreg într-o pădure fanatică. În Germania, notează mai târziu, pentru a nu fi intoxicat sau contagiat de hitlerism, am început să studiez budismul. Spectacolul manifestațiilor, al parăzilor militare, îi provoacă meditații teribile despre precaritatea instinctului libertății la om. De când e lumea, oamenii au aspirat spre libertate și s-au bucurat de câte ori au pierdut-o. Muritorii n-au iubit cu pasiune decât pe acei ce le-au pus cătușe. Și pe cine au transformat ei în mit? Pe călăii libertăților. Îl vede pe Hitler aclamat de mulțime. Asistă la nașterea furiei ciudate de supunere, a necesității orbirii, a voluptății îngenunchierii. Mi se părea atunci că toți muritorii aceia ridicau mâna spre el, cerând un jug în care ar putea încăpea toți și suspinând după o pedeapsă ce nu trebuie să întârzie. Un dictator are un suflet de călău mesianic, pătat de sânge și de cer. Mulțimea vrea să-i se comande. Cele mai sublime viziuni și extaze, comunicate prin flauturi de îngeri, n-o pot pune în mișcare ca un marș militar. Adam a fost un plutonier. Și totuși, când în 1935 revine în țară, Cioran este contagiat de viziunea potrivit căreia istoria se face cu popoare trezite din amorțeală și cu vizionari capabili să introducă absolutul în respirația lor zilnică. Ideea era în aer, dincolo de hotarele Germaniei sau ale Italiei, și era împărtășită într-o Europa care le apărea celor mai mulți apatică, deopotrivă de intelectual de stânga și de dreapta. Astăzi există un singur fel de a iubi Franța, să o detești așa cum arată, notează Drieu La Rochelle în presa franceză a vremii. Cioran trăiește la rândul lui ceea ce va numi mai târziu o poveste patologică, caracterizată prin fascinația pentru tot ce cade în extreme. Mi se pare că Lenin sau Hitler fac istorie tocmai pentru că, prin teroarea fecundă, ei pot provoca mistica unui efort colectiv al națiunii. România îi apare așezată sub un destin de mediocritate, generat de o populație călduță, fadă și pasivă. Singura posibilitate pentru ca România să nu fie o apariție efemeră este infiltrarea spiritului spartan într-o țară de șmecheri, de sceptici și de resemnați, scrie Cioran. Pe acest fond de idei, umilit de conștiința apartenenței la un destin istoric minor, imaginez, notează el, o Românie cu destinul Franței și cu populația Chinei, Cioran descoperă în legionarismul român și în Zelea Codreanu, conducătorul lui harismatic, o promisiune de transfigurare a României. Eu sunt contra marilor democrații ale Occidentului și n-am niciun atașament pentru societatea națiunilor în care nu cred.
În 48 de ore după biruința mișcării legionare, România va avea o alianță cu Roma și Berlinul, intrând astfel în linia misiunei sale istorice în lume, apărătoarea crucii, a culturii și a civilizației creștine. Aceasta nu înseamnă că urâm Franța și poporul francez, căci el va face tot ca noi, reintrând și el în aceeași misiune istorică în lume. Ceea ce este azi este o simplă divagație iudeo-masonică de care poporul francez, în ceasul învierii lui, se va scutura cu o energie hotărătoare. Citim în declarațiile capitanului din noiembrie 1937. Bursierul din Germania, care se apăra de nazism refugiindu-se în studiul budismului distant și atemporal, cade în istorie, în prestigiul timpului ce poate fi dirijat. Niciun tânăr în momentul actual nu se mai poate salva prin bibliotecă, scrie Cioran la 25 de ani, în 1936. Dacă mai târziu va dezvălui cu atâta înverșunare temeiul de iluzie al oricărei credințe, este pentru că el însuși nu și-a putut ierta alunecarea pasageră într-o credință și în timpul iluzoriu al istoriei. Scepticismul excesiv al lui Cioran este expresia prelucrată filozofic a unui regret infinit și replica dată iar și iar la acest exces al tinereții. În 1946, Cioran îi scrie fratelui său: eu am devenit imun la orice, la fostele credințe și la orice credință viitoare. Mi-am schimbat punctul de vedere în ce privește realitățile istorice. Orice participare la frământările temporale e timp pierdut și risipire inutilă. Un om, dacă vrea să păstreze o demnitate spirituală oarecare, trebuie să uite calitatea lui de contemporan. Ce departe eram acum de știam acestea la 20 de ani. În 1937, când ia drumul Parisului cu o bursă a Institutului Francez din București, Cioran se îndreaptă spre un punct al vieții sale în care vechea identitate va fi repudiată și evacuată. Trecerea lui Cioran la altă limbă și intrarea decisă în teritoriul scepticismului au fost urmarea unei răfuieli întoarse spre interior și ele au marcat dezacordul cu o parte din sine și despărțirea de o întreagă perioadă a vieții. Franța a însemnat, cum singur mărturisește, o eliberare de propriul trecut. De câte ori își întoarce ochii spre acest trecut, celălalt, tânărul, străinul care îl întâmpină, rămâne să-i populeze perplexitățile. Cum am putut fi cel care eram?